Casa de Cultură a Sindicatelor din Câmpul Lung Mușel a găzduit Balul Bobocilor, organizat de elevii Colegiului Tehnic Câmpul Lung. Anul acesta, evenimentul a depășit formatul obișnuit, organizatorii adoptând noi probe. Una dintre acestea a fost proba surpriză. Balul a fost presărat cu prezentări de modă, costumele fiind alese cu mare atenție. Probele obișnuite, cea de cultură generală și cea de dans, au făcut departajarea concurenților. După mai bine de 3 ore în care tinerii au fost testați, juriul a ales pe cei mai buni și mai frumoși boboci.